Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la știri! Poi mâine sărbătorim ziua imnului național și 164 de ani de când a fost intonat pentru prima oară Deșteaptă-te române. Cu această ocazie, instituția prefectului Alba va organiza duminică 29 iulie în Piața Cetății un ceremonial militar-religios. Cu începere de la ora 10 se va da onorul și salutul de apelului de luptă, vor avea loc scurte locuțiuni ale oficialităților prezente, iar arhiepiscopul de Alba Iulia, înalt preasfinția sa Irineu, va oficia o slujbă religioasă. Și noi, împreună cu garnizoana Alba și cu serviciile de concentrate, cu toți cetățenii din municipiul Alba și din județul Alba care doresc să participe la acest eveniment, cu prezența reprezentantului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, vom sărbători acest eveniment printr-o scurtă ceremonie care va avea loc la ora 10 în Piața Cetății. Simbol al Revoluției de la 1848, Deșteaptă-te române, a fost compus de Anton Pan pe versurile și aranjamentul poetului Andrei Mureșanu și este de 22 de ani imnul României. În jurul orei 10, un accident de circulație a avut loc în fața casei de pensii din centru. O femeie care traversa strada prin loc permis a fost lovită de un șofer neatent care nu acorda prioritate de trecere pietonului. Victima a suferit leziuni destul de grave și a fost transportată la spital. Din seria neatenție la volan face parte și accidentul care s-a întâmplat în această dimineață. O femeie în vârstă de 79 de ani traversa liniștită strada în moment în care un bărbat de 59 de ani din comuna Meteș a acroșat-o pe aceasta tocmai pe zebra care îi permite să traverseze strada. Vinovat de producerea accidentului este conducătorul autoturismului care nu a acordat prioritate de trecere femeii angajată în traversarea părții carosabile pe trecerea de pietoni. În urma impactului, femeia a fost transportată la Spitalul Județean Alba. Victima este echilibrată hemodinamic, în momentul de față este conștientă, prezintă o fractură la nivelul gambei și mai multe plăgi scoriate la nivelul membrelor superioare, un traumatism cranian minor. Mai multe nu vă putem spune în acest moment. Urmează să facem investigațiile necesare, radiografii, la nevoie computer tomograf. Conducătorului auto i s-a întocmit dosar penal, iar cercetările continuă în acest caz. Astăzi, în jurul amiezei, un accident de circulație a avut loc pe centura de ocolire a municipiului nostru. Acesta s-a produs din cauza unui conducător care nu a acordat prioritate de trecere unui autovehicul care se deplasa pe drumul principal. Cel vinovat de producerea accidentului a pătruns pe centura ocolitoare a orașului circulând pe un drum fără prioritate. Acesta l-a acroșat pe conducătorul unui autoturism care la rândul lui făcea o manevră ilegală. Mai exact, acesta efectua o depășire pe un tronson de drum care nu permitea această manevră. Conducătorul unui autoturism a pătruns de pe drumul județean 107C în varianta ocolitoare a municipiului Alba Iulia fără să se asigure și a intrat în coliziune cu un autoturism care, al cărui șofer era angajat într-o depășire neregulamentară în zona de acțiune a marcajului continuu. Mașina s-a rostogolit și a ajuns în afara carosabilului din accident, rezultând o victimă care a fost transportată la Spitalul Județean Alba. Duminică se va desfășura referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al României. În Alba vor fi deschise 437 de secții de votare. La urne se vor prezenta aproape 319.000 de conjudețeni cu drept de vot. Bugetul alocat județului nostru pentru referendum este de aproximativ 1,1 milioane de lei. Astăzi, la instituția prefectului Alba au fost instruiți președinții secțiilor de votare, precum și primarii din județ. Tot astăzi au fost distribuite unităților teritoriale administrative cele peste 350.000 de buletine de vot. Astăzi, începând de la ora 8, pe serii de câte 60, toți președinții secțiilor de votare și primarii din localitățile respective unde sunt arondate secțiile respective de votare, au început și participă în cursul zilei de astăzi, toată ziua, la această instruire. Alături de mine au participat la această instruire domnul subprefect Cornel Murg, domnul Vasile Bumbu, șeful serviciului juridic, care a dezbătut toate problemele juridice legate de organizarea referendumului, de asemenea, domnul colonel Petrașcu de la Serviciul
de telecomunicații speciale. De asemenea, sigur și nu în al treilea sau în ultimul rând, poate chiar în primul rând, și doamna președintă, doamna judecător Țimpea de la Tribunalul Județean, care este președinta Biroului Electoral Județean, participă la aceste instruiri. Mai participă domnul director Șanta de la Direcția Județeană de Statistică. Persoanele internate în spitalele județului care își vor exprima dorința de a vota vor avea această posibilitate pe bază de tabel prin intermediul urnelor mobile. De remarcat că la ora actuală doar în Spitalul Județean Alba se află aproximativ 650 de pacienți. Persoanele internate chiar în ziua referendumului își pot exprima opțiunea pe bază de cerere individuală care poate fi formulată până la ora 20 a zilei de duminică. Toți pacienții care sunt internați în spital sunt considerați conform prevederilor legii și a Biroului Electoral Central, precum și din ceea ce am discutat ieri cu reprezentanții Ministerului Sănătății, sunt considerați netransportabili. Se va merge cu urna mobilă. La această videoconferință au participat toți directorii de spitale din județul Alba, precum și directorul ajun, pentru că directorul general este în concediu, directorul ajun de la Direcția de Sănătate Publică. Directorii de spitale au obligația să meargă și să întrebe pacienții dacă vor să se deplaseze urna mobilă pentru a putea vota pacienții. Și există formularistică foarte clară, există un tabel pe care îl fac și pe care îl vor transmite la cea mai apropiată secție de votare. Referendumul de duminică are câteva reguli diferite de celelalte consultări publice de până acum. În primul rând, trebuie să se știe că se votează între orele 7 și 23. Buletinul de vot conține o singură întrebare și anume, sunteți de acord cu demiterea președintelui României, domnul Traian Băsescu? Ștampilați da dacă vreți ca președintele să fie demis sau votați nu dacă nu vreți să fie demis. În țară există 18.242 de secții de votare cu 109 mai multe decât la alegerile locale, iar în străinătate au fost amenajate 306 secții. Au drept de vot cetățenii care au împlinit 18 ani până în ziua referendumului, cu excepția persoanelor care și-au pierdut drepturile electorale prin condamnare judecătorească sau a celor puse sub interdicție din cauza unor deficiențe psihice. Alegătorii nu sunt obligați să voteze la secția la care sunt arondați, o pot face oriunde în țară. La urne, cetățenii trebuie să prezinte în funcție de caz unul din următoarele acte de identitate aflate în termenul de valabilitate: carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic sau de serviciu, ori carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. Duminică, în ziua votului național, cetățenii vor fi supravegheați de un efectiv mare dispus de Ministerul Administrației și Internelor. Astfel, pentru a asigura ordinea și siguranța publică, numai puțin de 874 de lucrători din cadrul Ministerului Administrației și Internelor vor veghea și vor acționa în funcție de cazuri. Toți vor fi prezenți la 437 de secții de votare amenajate pe raza județului Alba. Polițiștii, jandarmii și lucrătorii pentru situații de urgență vor asigura un climat sigur pentru desfășurarea în condiții optime a referendumului pentru demiterea președintelui României, care va avea loc duminică. Pentru protecția celor 437 de secții de votare vor fi repartizați 430 de polițiști, 244 de jandarmi și 200 de lucrători pentru situații de urgență. Pentru menținerea ordinii publice vor fi angrenate 334 de efective ale Ministerului Administrației și Internelor, dintre care 274 de polițiști și 60 de jandarmi. Cei care vor fi prezenți la secțiile de votare vor fi ajutați în situații de urgență de alte 7 rezerve formate din 64 de polițiști și jandarmi. Nici șoferii nu vor fi scăpați din ochi. 12 microfiltre vor fi amplasate pe raza județului care vor preveni și vor combate infracțiunile electorale sau votului multiplu. Singurul lucru ce se dorește de către toți lucrătorii din cadrul Ministerului Administrației și Internelor este acela de a desfășura referendumul în condiții legale. Dacă vreți să mergeți spre Sebeș cu mașina, vă sfătuim să fiți precauți, să judecați preventiv. Luați-vă în primul rând calmante, mai apoi băgați în traistă nis caiva mâncare și oare ceva apă, ca nu știți când ajungeți la destinație. Dacă aveam joi după masă o căruță cu roți de cauciuc, doi armăsari nechezând în mers și drum de țară paralel cu DN7, ne dădeam cutif la șoferilor din autovehiculele încolonate pe șosea. O oră ne-a trebuit să parcurgem cu mașina cei 17 km ce despart Alba Iulia de Sebeș.
Nervi întinși la maxim, fum de țigară și din când în când câte o vorbă grea șuierată printre dinți la adresa mai marilor. Cam așa arăta atmosfera de pe drumul național 7 joi în jurul orei 17:30. Dar asta e situația, iar locuitorii din Sebeș s-au obișnuit, căci ei zic, ei aud. Zgomotul, praful, nu avem liniște, nu avem somn, nici zi, nici noapte. Nu putem ne odihni noapte, zi, e numai zgomot, numai praf, numai mizerie, numai tot ce-i mai rău. Foarte aiurea. De unde sunteți? Sebeș. Da, și cam fiecare zi întâlniți aceleași probleme? Aproape zilnic. Depinde de dacă e joia sau e piață sau așa, tot timpul e. Dar de obicei cam așa e, mai mereu. Nu ați făcut sesizări autorităților, să spunem, să decongestioneze oarecum traficul? N-are cum, până se termină autostrada, tot așa o să fie. Unul dintre șoferi le-a dat asfaltatorilor o lecție de sarcasm, cum scrie la carte. Excepțional. Foarte bun, bă! Deci dar ce se întâmplă aici? Nu cred că se poate. 40 de minute este de la intrare până aici. Este extraordinar. Aici sunt două radare mai în față. 10 km este perfect, e chiar o viteză mare. Mi se pare extraordinar, pur și simplu. Mă duc până la București, e minunat. În cât timp credeți că o să ajungeți la destinație? Nu știu. Poate mâine, poate poi mâine. E exact ca în Germania, între München și Milano. Este perfect. Cred că mai bine de așa nu se poate, sincer vă spun. Nu cred că guvernanții noștri poate să facă ceva mai, să meargă mai bine de așa. Este minunat. Extraordinar, am o sticlă de apă minerală, am mâncare pentru 3 zile, tigaie în spate, tot ce trebuie este extraordinar. Sau ce s-a întâmplat în față? Nimic, ăsta este traficul, să știți. Credeam că e, Doamne, bine că nu s-a întâmplat nimic. E foarte bine că românii nu-și pierd umorul nici în situații în care alți europeni ar lua o razna, dar e inadmisibil câtă nesimțire există la nivel de administrare a drumurilor. Dacă asfaltul mai crapă din când în când din pricina defectelor, obrazul unora ce l-așterne betonat protector cu un veliș antirușine. Spitalul Județean Alba în continuă modernizare. Așa cum a promis conducerea instituției, chiar dacă fondurile contractate de la Ministerul Sănătății nu mai vin, investițiile nu se opresc. Astfel, în luna august va fi inaugurată noua secție de oncologie, dar și o sală de nașteri modernă și un compartiment de dermatologie. Conducerea spitalului a precizat că în lipsa acordării sumei promise de Ministerul Sănătății pentru finalizarea construcției la secția de oncologie, s-a decis alocarea 1,5 milioane de lei de la Consiliul Județean. Nu am primit acești bani, din păcate, nici nu prea avem speranțe, că am înțeles că nu sunt și nu au de unde. Și am apelat din nou la Consiliul Județean să ne dea acești bani. Din păcate am vrut ca, virgulă, cu acești bani să facem dotare cu aparatură medicală, dar a trebuit să-i transferăm, să-i blocăm pe aceste lucrări. Proiectele nu se opresc aici. În luna noiembrie demarează lucrările de extindere și modernizare a unității de primire urgențe. În curs de finalizare sunt și lucrările de la sala de naștere și de la compartimentul de dermatologie. După atâta secetă, agricultorii din Alba primesc și un strop de ploaie, o picătură de optimism. Prefectul Dan Coriolan Simedru i-a informat că subvenția pentru înființarea culturilor va fi acordată în avans. Cei 55 de euro acordați de stat la hectar ca subvenție pentru înființarea culturilor vor ajunge la destinatari în avans, asigură prefectul de Alba. În ceea ce privește înființarea culturilor pentru la toamnă, veți primi cei 55 de euro pe hectar în avans la toamnă, ca să puteți, cei care vin prin Apia, ca să puteți să vă înființați culturile. De asemenea, este o sumă de 25 de milioane care se vor da pentru irigații acum în acest an, urmând ca pe programele care din 2014, noile programe de finanțare europeană, zona de finanțare pentru irigații să fie, domnul ministru a declarat, să fie mult mai bine conturată și mai generoasă. De altfel, principala problemă a agriculturii autohtone rămâne, din păcate, sistemul de irigație aproape inexistent. Pământul se usucă de dorul apei, la propriu. Bătrânii satelor afirmă că asemenea secetă nu a mai fost în Alba de pe vremea Fecioriei. Chiar dacă astăzi a plouat, setea pământului e imensă, iar culturile agricole sunt în mare parte compromise. Aurel Todoran, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Alba, prezintă o statistică deloc îmbucurătoare, conform căreia în unele zone pământul este atât de uscat, încât plantele nu își mai pot reveni, chiar dacă din cer toarne cu găleata. Pe adâncimea 0,30 de centimetri,
În toți anii, deci începând din 2007 și până în 2012, umiditatea a scăzut, cu o mică excepție în anul 2009-2010, când a crescut. Deci tendința generală pe toate tipurile de sol e de scădere, pe adâncimea 0,30. Pe adâncimea 0,90, și zic eu că aici, iarăși domnul H. știe, e mai grav, când umiditatea începe să dispară și la o adâncime mai mare, deci tot aceeași tendință exact ca la suprafață. Deci tot scădere, creștere în 2009-2010 și după aceea scădere, scădere accentuată în ultimii 2 ani, când s-a ajuns în multe situații, când umiditatea din sol era sub coeficientul de ofilire. În grădinile oamenilor e jale, fără apă totul se usucă, în pământ sunt crăpături adânci, te poți băga mâna. Deși aseară a plouat puțin și azi dimineața a mai stropit un pic, puteți spune că doar a muiat praful de la suprafață. Așa cum puteți vedea, pământul este complet uscat. Ploaia nu a făcut nimic, absolut nimic. În oardă o femeie ne-a arătat grădina. Dacă nu ar uda ea câte ceva, totul ar fi uscat. Nu ploua de 2 luni, a picurat numai de 2 ori, dar puțin. Porumbul s-a usucă, fasolea s-a uscat de tot, dovlecei sunt toți uscați, n-avem ce da la purcel. Fasolea e uscată și cam atât. Pământul e crăpat tot. Fermierii care au o asigurare agricolă sunt despăgubiți în caz de grindină, nu însă și pentru secetă, pe care asiguratorii nu o consideră un risc. Așadar, concluzia e una singură. Fără ploaie și fără irigații, agricultura e adevărată loterie. Imediat după Revoluție, sistemul de irigații din Alba a fost distrus pe principiul câinelui scăpat din lanț. Acum, după 22 de ani, din cele 8 rețele de irigații, doar una la Petrești mai funcționează pe doar 55 de hectare. Prefectul Dan Simedu, împreună cu Sorin Bumb, administrator unic al Consiliului Județean Alba, și cu Emil Popa, directorul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, filiala Alba, caută soluții de înlăturare a acestei probleme majore. Cea ideală ar fi amenajarea unui baraj pe Mureș, dar acest lucru este foarte greu de pus în practică. Eu o să pun problema, vă mărturisesc că o să pun problema la minister. Poate vom reuși să facem un baraj pe Mureș, cu toate că este puțin probabil, pentru irigații. Știți ce înseamnă totuși un baraj pe Mureș? Înseamnă nu numai o investiție mare, dar poate crea multe probleme cu inundații. Da, deci, dar să încercăm, pentru că este o problemă pe care trebuie să o lansăm, specialiștii să ne spună, pentru că nu noi aici nu suntem specialiști în hidrotehnică, ca să putem spune să pretează sau această idee aș vrea să o lansăm. Până la un baraj pe Mureș, variantele mai la îndemână ar fi sistematizarea râurilor urmată de formarea unor acumulări de apă, respectiv a unor iazuri pentru irigații. Asociația de dezvoltare intercomunitară Iudogna Mureș se va extinde. Orașul Teiuș și comuna Stremț sunt gata să adere la microregiune. Asociația Alba de Jos a luat ființă la începutul acestui an, scopul acesteia fiind asocierea mai multor comune și orașe pentru a putea fi rezolvate problemele din zonă. Asociația de dezvoltare intercomunitară este o inițiativă a primarului din Aiud. Sunt cuprinse în microregiunea de dezvoltare municipiul Aiud și comunele aparținătoare Livezile, Râmetia, Râmeț, Ponor, Rădești, Lopadea Nouă, Hopârta și Mirăslău, precum și orașul Ocna Mureș cu localitățile Unirea, Noșlac, Fărău și Lunga Mureș. Vor să adere la această asociație și orașul Teiuș și comuna Stremț. Deci o să ne extindem pe Alba de Jos, începând de acolo și din septembrie, după ce se vor termina și referendumul și concediile, o să trecem efectiv la lucru și să ne armonizăm proiectele de dezvoltare comune care le avem pe această microregiune. Această asociere are drept scop principal derularea de proiecte comune de mare amploare pentru dezvoltarea regiunii. Noi am inițiat și altă asociere, probabil pentru alte proiecte, ne pregătim pentru 2014, pentru că avem experiența celorlalți ani, eu fiind primar de 12 ani și ne-am cam prins puțin nepregătiți acești ani 2007-2013. Vrem să nu mai facem aceeași greșeală în 2014, să fim pregătiți încă de la depunerea acestor proiecte. Printre proiectele Asociației Alba de Jos se numără dezvoltarea infrastructurii din zonă, rezolvarea problemelor legate de asigurarea serviciilor medicale după desființarea spitalului din Ocna Mureș, precum și dezvoltarea învățământului profesional. În urma contestațiilor, procentul de promovabilitate a definitivatului în învățământ a crescut de la 66% la aproape 73%. După recorectarea lucrărilor, 4 profesoare și o educatoare din Alba au promovat, obținând râvnitul 7.
111 profesori titulari sau suplinitori calificați cu 2 ani de experiență în învățământ au susținut săptămâna trecută examenul de definitivat. Au promovat 75, restul de 36 de candidați nu au reușit să obțină nota minimă de promovare. La nivelul județului Alba au fost depuse 17 contestații, iar 5 au fost rezolvate favorabil, deci asta înseamnă că 5 dintre candidați au promovat examenul de definitivat în urma contestațiilor primind nota 7. A crescut procentul? Deci a crescut procentul de la 66,67 la 72,9. Și pot să vă spun și specialitățile la care s-au rezolvat contestațiile, una la educator, la educatoare, una biologie, una limba germană, una limba engleză și una turism și servicii. Celelalte 12 cadre didactice au dreptul să participe la încă 2 sesiuni de examen într-o perioadă maximă de 5 ani, păstrându-și în continuare calitatea de dascăl. Cei care au trecuturi cu o treaptă superioară de salarizare. Obținerea definitivatului este obligatorie în 7 ani la începerea activității de la catedră, în caz contrar se pierde titulatura. Dacă e vineri, e piață volantă. În apropierea spitalului, în locația deja cunoscută, producătorii și-au expus pe tarabe marfa, în special legume. Din păcate, nu se pot lăuda cu vânzări bune. Alba Iulienii nu se înghesuie să cumpere. Cu toată seceta, legumele sunt din abundență pe tarabele producătorilor din Alba. Fructele însă sunt rare, doar câțiva pepeni. Producătorii se plâng că vânzările merg greu, deși prețurile sunt mici și nu le acoperă nici măcar costurile de producție. Cu cât dați kilogramul? 4 lei. Eu cred că chiar nu-i scump. La câtă apă băgăm, curentul care l-a scumpit, apa scumpită, tot. Vă dați seama că noi nu ne acoperim datoriile la apă, curent și la astea, nu ne acoperim. Plus transportul, vică, nici mașina nu merge fără benzină și sunt foarte prost merg toate. Toate. Dacă ați vinde cantități mai mari, normal, normal. Dar dacă pensionarii nu au banurile de pensii, de unde? Bani nu sunt. În continuu dăm. Se coca la mici, odată cu ale mari, de jos, foarte tare. Din Olanda, din Grecia, de unde se mai aduce. Și aici noi stăm cu ele pe masă, nu avem la cine le vinde. Înțeleg că merg greu vânzările. Foarte, foarte greu merg vânzările. N-au oamenii bani, pensia, am o pensie de 700 de lei. 700 de lei poți trăi o familie? Nu poți trăi. Și ne năcăjim să facem cu ploi, cu seceta asta, totul s-o... S-au dus bale, sporumbul. Cumpărătorii Alba Iulieni sunt mulțumiți de calitatea produselor, dar și de prețuri. Pentru un kilogram de roșii trebuie să plătească între 4 și 7 lei, pentru unul de ardei 3-4 lei, iar un kilogram de castraveți costă între 2 și 3 lei. Ce ați cumpărat? Niște roșii. Preferați mai bine piața volantă decât supermarketurile sau chiar piața locală? Da, da. Că sunt mai proaspete, așa cred. Veniți în fiecare vineri? Da, vin. Caut miere... De toate. Cum sunt produsele aici în piața volantă? Bune. Scumpe. Veniți des aici? Nu am venit. Azi e prima zi când am venit aici. Cum sunt roșiile? Ca și calitate? Da. Sunt bune? Da, sigur. Și obișnuiesc să iau mai mult de grădină, fiindcă sunt, da, calitativ mai bune. De 3 ani de când există, piața și-a demonstrat din plin principala utilitate, aceea de sprijinirea micilor producători agricoli din județ pentru a-și vinde produsele direct, fără intermediari, într-o piață fără taxe. Pâinea noastră cea de toate zilele se scumpește din nou. Motivul? Seceta din această vară și creșterea istorică a monedei europene care măresc cheltuielile de producție. Scumpirea va veni de la 1 august și va fi de 10%. Seceta din această vară, dar și creșterea istorică a monedei euro duc la scumpiri. Primul val de scumpiri îl vor simți chiar la pâine. Aceasta va fi mai scumpă de la 1 august cu 10%. Costurile de producție sunt mult prea mari, iar materia primă este din ce în ce mai scumpă. Veștile proaste însă nu se opresc aici. Producătorii spun că dacă va continua să crească prețul la materia primă, probabil va urma și o altă rundă de scumpiri la produsele de panificație. Clasa pregătitoare este o idee forțată și nefinanțată. Aceasta este părerea ministrului Educației Caterina Andronescu. Tot aceasta se întreabă cum vor reacționa împreună copiii de 5 ani cu cei de 18 ani, drept pentru care, după primul semestru, va urma o evaluare. Ecaterina Andronescu a subliniat totodată faptul că va fi evaluată și pregătirea cadrelor didactice la clasele pregătitoare. Ministrul Educației a declarat zilele acestea că introducerea clasei pregătitoare în ciclul primar din toamnă este o idee năstrușnică, forțată și nefinanțată, care în școlile cu clasele 1-12 va aduce la un loc copii de 5 ani și tineri de 18, motiv pentru care după primul semestru va fi făcută o evaluare. În momentul de față, pentru amenajarea claselor a fost achiziționat mobilierul și urmează să fie făcute licitațiile pentru materialele didactice. De asemenea,
asemenea, ministrul Educației a susținut faptul că vor fi nevoie și de grupuri sanitare separate. Pictură în acuarelă sau sticlă, bijuterii handmade, ateliere de teatru, dans și muzică. De toate au avut parte elevii care au participat la cea de-a treia ediție a Școlii de Vară de la Sebeș. O lună plină de evenimente cu și pentru copii, care s-a încheiat cu expoziția produselor create de elevi și un spectacol desfășurat în incinta Muzeului Ion Raica din Sebeș. Ajunsă la cea de-a treia ediție, Școala de Vară a fost organizată în perioada 26 iunie-26 iulie. Activitatea s-a adresat elevilor din întreaga zona municipiului Sebeș și a fost structurată pe diverse ateliere. Vreau să vă spun că în calitate de dascăl, pentru că la origine sunt și eu dascăl, vă dați seama că orice acțiune în mijlocul copiilor oarecum mă mai întinerește și în același timp trebuie să recunosc că este un moment de bucurie. Profesorii împreună cu elevii au descoperit tainele picturii, a confecționatului de bijuterii și a articolelor decorative, precum și frumusețea muzicii și a dansurilor tradiționale. Am văzut pe scenă activând copii dansuri minunate. Cum vi s-a părut să fiți alături de ei și pe timpul verii să-i aduceți probabil într-o postură în care nu întotdeauna s-au gândit ei că vor fi și anume actori pe scenă, chiar dansatori, îndrumați de un cadru didactic? Bine, noi suntem foarte obișnuiți cu dansurile. Vreau să spun că sunt elevii clasei a doua de la grupul școlar industrial și cu fiecare ocazie învățăm câte un dans nou. Am învățat dansuri populare, am făcut vals, am făcut tangouri, acum dansuri medievale, dansuri country, m-am învățat cu ei și le place foarte mult, așa că să învățați pe scenă ca niște mici artiști și mă revigorez și eu, mă întineresc odată cu ei pentru că îmi consumă multă energie și sunt foarte drăgălași și le place ceea ce fac. De asemenea, atelierele de croșetat, de croitorie sau fotojurnalism au adus un plus de prospețime activităților Școlii de Vară. Prin muzica și dansurile medievale s-a încercat reînvierea atmosferei de altă dată specifice cetății Mulbach. Școala de Vară s-a finalizat cu expoziția produselor create de elevi și un spectacol desfășurat în incinta Muzeului Ion Raica din Sebeș. O vară în oraș nu este vacanța ideală, însă dacă nu puteți să vă răsfățați cu un concediu și vreți să vă petreceți timpul liber într-un mod relaxant, aveți o opțiune chiar în șanțurile cetății. Numai puțin de 7 ateliere pentru toate vârstele pot să transforme vara plictisitoare într-una activă. Astfel, șanțurile de nord ale cetății Alba Carolina vor prinde din nou viață începând cu data de 1 august. Cursurile se vor desfășura timp de 2 luni. Tinerii și nu doar ei pot participa la diverse activități interesante, precum alpinism, modelaj, cursul de limba engleză, de pictură și desen. Cei care preferă sportul pot opta pentru un curs de gimnastică aerobică, dar și pentru jocuri educative și de socializare. Cursurile sunt contra cost, însă prețurile sunt modice, iar dacă primăria va aloca fonduri, costurile atelierelor pot scădea până la zero. În zona Aiudului, mistreții au făcut agricultorilor pagube mai mari decât seceta. Sunt flămâni și au distrus însemnate culturi de sfeclă, porumb și grâu. În condițiile date, Asociația Vânătorilor din zonă ar putea fi bună de plată. Oliviu Feneșan, administratorul pepinierei Aiud, a solicitat ajutor prefectului de Alba. Potrivit acestuia, mistreții sunt de neoprit, atac în haite de 50 de capete și distrug totul în cale. Seceta nu face pagubă cât fac mistreții. O să te pare rău că am trimis acum ziarul Unirea, astăzi e pozat tot ce au făcut în porumb. Sfecla de zahăr, 80%, e distrusă. Complet, mi-au scos sfecla din pământ. Grâul mi l-a terminat, porumbul l-a terminat. Atrageți, vă rog frumos, atenția vânătorilor, asociației, cum vin la vânătoare, să vină așa acum în noaptea cu câini, cu leagă. Noi dacă mergem, imediat ne leagă. Prefectul va lua măsuri. Asociația care gestionează terenurile de vânătoare de acolo din zona dumneavoastră este o asociație din Aiud. Deci este o asociație privată. De ală măsură, legea le cere și proprietarilor de teren să ia măsuri pentru pas. Este gard de lepi. Ok, atunci, în condițiile acestea, asociația respectivă este bună de plată, o să trimit interesv-ul să facă verificare. Dacă nu a luat toate măsurile impuse de lege privind aluncarea mistreților de pe terenurile agricole din zona Aiud, asociația de vânători de pe raza municipiului ar putea fi bună de plată.
Astăzi, când posibilitățile și metodele de muncă sunt multiple, cei mai mulți tineri acced pentru munca de birou. Aceștia, fie că au sau nu o diplomă de studii superioare, râvnesc la un job simplu și totodată bine plătit. Deși sunt atrași de joburi din străinătate, cei mai mulți aleg să rămână în țară mulțumindu-se cu un job mai mult sau mai puțin satisfăcător. Nu ar opta pentru munca grea, cum ar fi cea în domeniul construcțiilor sau în agricultură, preferind să lucreze la terase și localuri. Prin Germania mă ocup cu munca. În Germania? Și te-ar deranja să lucrezi într-o fabrică de construcții sau în... Nu, deloc. Dacă s-ar întâmpla să rămâi fără serviciu mâine, ce ai alege să faci pe viitor? Mi-aș căuta, nu știu, aș face o specializare, aș găsi alt job, de așa, pe loc. Dacă nu ai găsit ceea ce cauți, ai prefera să lucrezi într-o fabrică sau în agricultură, în străinătate sau la noi în țară, în cum fac alți tineri? În străinătate. Dacă nu ai primi bani, ce ai face? Ai prefera să muncești într-o firmă de construcții sau în agricultură sau tot așa, muncă? Tot așa, consulta în vânzări. Aș consulta vânzări undeva. Consider că munca asta este rușinoasă, care tocmai ți-am enumerat-o, dar de ce tinerii se feresc de ea? Da, nu ne place să muncim, nu e rușinoasă. Dacă nu se poate să muncești în domeniu și nu poți să-ți urmezi visul, ai prefera, în cazul în care ai fi constrâns, să lucrezi într-o fabrică sau în agricultură sau știu eu alte munci din astea? Da, de ce nu? Munca nu e o rușine. E rușine să faci alte chestii urâte, nu să muncești. Te-ar deranja să muncești într-o fabrică sau în agricultură? Nu. Tinerii cu studii superioare caută joburi cât mai apropiate de specializarea în care s-au format. Cum acest lucru nu se întâmplă imediat sau chiar deloc, cei mai mulți aleg să lucreze ca ospătari, barmani sau vânzători. Dacă nu v-ați făcut planuri pentru acest weekend, vă dăm noi un pont. Pregătiți-vă pentru cumpărături. Nu vă faceți griji în privința bugetului. Se anunță reduceri de până la 80%. Sâmbătă seara, la cel mai mare complex comercial din Alba, se dă startul la noaptea albă a cumpărăturilor. În acest weekend este timpul pentru cumpărături. Sâmbătă 28 iulie, la cel mai mare complex comercial din oraș, are loc noaptea albă a cumpărăturilor. Toată lumea este așteptată la cumpărături începând cu ora 20. Reducerile anunțate ajung până la 80%. Vă așteptăm sâmbătă 28 iulie, începând cu ora 19:30 la Alba Mall. V-am pregătit în acest weekend noaptea albă a cumpărăturilor. Magazinele vă așteaptă cu prețuri reduse chiar și până la 80%. Și bineînțeles, pentru a intra în atmosferă, v-am pregătit un super concurs, Miss de Vară Alba Mall. La acest concurs, 11 fete din Alba Iulia se vor lupta pentru titlul de Miss de Vară și Miss Popularitate. Vă așteptăm așadar sâmbătă la Alba Mall. Noaptea albă a cumpărăturilor nu începe oricum, ci cu un concurs în care cele mai frumoase albeliene se vor bate pentru titlul Miss de Vară. Din juriu face parte și realizatoarea emisiunii Agenda cu Stil de la Alba TV, Teodora Maier. Noaptea albă a cumpărăturilor se va încheia târziu după miezul nopții. Zi mare pentru iubitorii sporturilor. Astăzi, de la orele 23, se dă startul Jocurilor Olimpice 2012 de la Londra. Sloganul celei de-a 30-a ediții este Inspire a Generation. Organizatorii anunță un spectacol grandios pentru care au cheltuit 27 de milioane de euro. Este pentru a treia oară când Londra găzduiește Jocurile Olimpice de vară. Deschiderea Jocurilor Olimpice va avea loc printr-o ceremonie spectaculoasă care va reflecta cultura britanică. România este reprezentată de 104 sportivi care vor concura la 15 discipline. La ultima participare la Jocurile Olimpice, România a obținut 8 medalii, 4 de aur, una de argint și 3 de bronz. Deschiderea Jocurilor Olimpice este marcată și de motorul de căutare Google. Designerii au realizat un logo reprezentativ ce ilustrează 5 sportivi care poartă inelele din logo-ul olimpic, având același număr cu literele din cuvântul motorului de căutare. Analiștii apreciază că există 90% șanse ca Grecia să părăsească zona euro în următorul an și jumătate. Ieșirea nu va fi una fără repercursiuni. Dificultăți economice prelungite și efecte secundare vor avea de trecut și celelalte state din blocul monetar. Analiștii Citigroup și-au revizuit prognoza privind ieșirea Greciei din zona euro. Aceștia susțin că cel mai probabil Grecia va abandona euro în următoarele 2-3 trimestre. Așa numita troică, formată din creditorii internaționale Greciei, Banca Centrală Europeană, Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, a fost prezentă la Atena în această săptămână pentru a verifica dacă țara își va atinge țintele din programul de salvare. Discuțiile dintre Grecia și instituțiile creditoare referitoare la noile măsuri de economii se vor prelungi până în septembrie, a anunțat Fondul Monetar Internațional. În plus, Citigroup avertizează și asupra faptului că, în ciuda acordului de salvare pentru sistemul bancar spaniol, Italia și Spania vor fi nevoite probabil să apeleze la unele forme proprii de salvare până la sfârșitul anului 2012.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020000. Rămâneți acum cu știrile din sport și datele despre starea vremii. Să aveți o seară bună! Pe curând! Bine v-am găsit la sport! Ieri în ședința de Consiliu Județean, sportul a constituit o prioritate pentru consilierii județeni. Numai puțin de 3 puncte pe ordinea de zi au avut ca factor principal sportul. Două cluburi și Asociația Județeană de Fotbal și-au mărit bugetele după ce au primit fonduri frumoase din partea Consiliului Județean Alba. Clubul sportiv de volei Alba Blaj, recent promovat în prima ligă de volei feminine, a primit o suplimentare a cotizației din partea Consiliului. Proiectul s-a votat și echipa de volei va avea un ban în plus. Numai puțin de 200.000 de lei au primit blajencele pentru bugetul pe anul 2012. Clubul Universitate Alba Iulia, care are în componență sportivi în trei ramuri ale sportului, va adăuga la buget încă 100.000 de lei. Cele trei secții pe care le dezvoltă și la care deține rezultate impresionante sunt basketul, rugby-ul și atletismul. De departe, echipa de basket și fetele de atletism ridică ștafeta în cadrul clubului, pe când echipa de rugby se axează mai mult pe studenții universității. Asociația Județeană de Fotbal va primi și ea un sprijin financiar din partea Consiliului Județean Alba. Fondurile sunt pentru dezvoltarea fotbalului la nivel local și județean, respectiv atragerea tinerilor pentru practicarea sportului. Banii vor fi folosiți doar pentru turul de campionate, iar noi spectatorii sperăm că Asociația Județeană de Fotbal să oferă cât mai mult sprijin echipelor și să continue treaba bună din cadrul organizației. Nici juniorii nu vor fi neglijați. Cu această îmbunătățire a bugetului se poate împlini dorința președintelui Sorin Corpodian, aceea de a avea cât mai multe echipe de juniori înscrise în campionatul Micilor Speranțe. Viitorul sună bine pentru sportul din Alba, mai ales că nu doar fotbalul este ajutat. Juniorii echipelor de volei, basket, atletism, rugby și fotbal vor avea un fond bun pentru a crește și pentru a ridica stearul județului cât mai sus în întrecerile sportive. În perioada 9-11 august vor avea loc în localitatea Terni din Italia campionatele europene de powerlifting la seniori. România va deplasa la această competiție 3 sportivi, inițial fiind 4, însă din cauza situației financiare precare ale Federației Române de Powerlifting nu vor putea deplasa decât 3. Cei 3 sportivi sunt Sorin Cazacu, Daniel Pastor și secretarul general al Federației Române de Powerlifting, Ovidiu Pănăzan. Obiectivul nostru este să ne clasăm în primele 10 locuri. Este important de știut că un campionat de seniori are o pondere mult mai mare și e mult mai greu de obținut un loc. Sunt milioane și milioane de practicanți de pe cadrul probei de împins din culcat. Deci o clasare în primii 10 ar fi un rezultat remarcabil. Sportivii vor concura la proba de împins culcat și așteaptă ca să obțină clasă cât mai bune la finalul probelor. Delegația României la Jocurile Olimpice la Londra numără 104 sportivi care vor participa la 15 discipline olimpice. Jucătorul de tenis Horia Tecău, finalist dublu la Wimbledon, va fi cel care va purta drapelul României la ceremonia de deschidere din această seară. România a participat la 19 ediții ale Jocurilor Olimpice și a cucerit 292 de medalii, 86 de aur, 89 de argint și 117 de bronz. Cele mai multe medalii au fost aduse de lotul de gimnastică. Ziua de joi a fost marcată de reprezentările excelente ale echipei tricolore formată din Sanda Izbașa, Cătălina Ponor, Raluca Haidu și Diana Bolimar. Din păcate, a fost umbrită de diagnosticul cu fascită a gimnastei Larisa Iordache. Antrenoarea Diana Bitang a declarat joi seara după antrenamentul oficial al echipei de gimnastică că sunt șanse de 50% ca Larisa Iordache să reușească să participe la individualul compus. Dacă va reuși, rămâne de văzut. Este foarte dificil, ea a fost cea mai importantă parte a echipei. Cel de-al doilea antrenor al echipei, Octavian Belu, a declarat că cel mai probabil Larisa Iordache va fi înscrisă doar la paralele, dar până sâmbătă, în ziua limită a înscrierilor, gimnasta mai are șanse de recuperare, astfel că toate speranțele se îndreaptă spre o posibilă participare la mai multe aparate. Calificările echipei feminine sunt programate pentru ziua de duminică. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo.
Vremea s-a menținut călduroasă și astăzi în majoritatea zonelor. Cerul este variabil, cu unorări temporare în toată jumătatea de vest a țării, unde local vor mai fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 39 de grade, iar cele minime se încadrează între 12 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius. Presiunea atmosferică este ușor variabilă, iar mercurul din termometre reușește să coboare în această seară până la valoarea de 24 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 23 de grade la Aiud și Blaj și 20 de grade Celsius la Câmpeni. Valorile nocturne vor oscila în jurul a 19 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 18 grade la Aiud, 17 grade la Blaj și 15 grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni. Vremea se va menține călduroasă și sâmbătă, caniculară în toate regiunile centrale, unde disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu unorări în zona montană, unde pe arii restrânse vor mai fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 38 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius. Dar haideți să vedem cum stăm cu regimul termic. Vor fi aproximativ 36 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 35 de grade la Aiud și Blaj și 33 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Vremea va fi călduroasă și în ultima zi a săptămânii, local caniculară. Cerul va prezenta înorări temporare îndeosebi după amiaza și noaptea, în special la munte, unde pe arii restrânse vor fi fenomene de instabilitate atmosferică. În rest, cerul va fi variabil și astfel de fenomene se vor semnala doar izolat în cea de-a doua parte a intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 39 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!